Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Simbalu Edu. Deschidem în browser simbalu.com/login și aici vedem că putem să ne logăm cu Facebook, cu Google, cu Edmodo, cu Clever, cu Classlink, cu Microsoft, cu Twitter, LinkedIn, Yahoo sau cu e-mailul nostru. Eu acum o să mă loghez cu e-mailul meu și o să dau sign-in. Putem să facem simbolul ca și pagina de start pe Google Chrome sau Mozilla, depinde ce browser utilizăm, sau Edge. Dăm sign-in. În partea dreaptă sus avem create public profile, preferences, open a new pro web space, webmix library, simbolul learning path sau să ne alăturăm unui grup. Acum eu o să deschid un webmix realizat de către mine. Și vedem aici că putem adăuga într-un webmix mai multe linkuri și aceste linkuri ne apar aici ca și imagini. Ca să adăugăm un nou link, apăsăm Add a new title here. Și putem să adăugăm de pe Twitter, de pe LinkedIn, din Google Drive. Sau putem să adăugăm un link. De exemplu, căutăm Edmodo. Deschidem Edmodo. Copiem linkul. Și dăm Add to Webmix. Și vedem că linkul nostru a fost adăugat. Apoi mergem mai departe. Căutăm pe Google, mergem și căutăm EduClipper. Dăm Add to Webmix. Și vedem aici că în webmix-ul Web2O with Lucian avem o multitudine de instrumente și aplicații Web2.0. Și vedem că încă putem adăuga. Pe un webmix putem să adăugăm în jur de 50 de linkuri favorite. Și doar dăm click pe link și ni se deschide. Ca vedeți. Dăm la My Webmixes și ne apară webmixurile. Noastre. Deci acesta este
simbolul. Creând web mixes, putem să ne punem pe un panou peste 50 de aplicații sau link-uri favorite. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.